Întors camera și vreau să vedeți cum pleacă. Asta e în oraș, nu prea e bine ce fac eu. Sper să nu faceți la fel ca mine. Eu vreau să mă joc puțin cu ea și de aia fac asta. E o tabletă mare la bord aici, bordul arată extraordinar. Deja și poliția trecea pe stradă. Ei, doamne, doamne. Și vreau să vă spun că mai rar o mașină așa de închegată cum e aceasta. Vă spuneam că mai suntem cu încă una. Facem test în două. Și o să vă arăt și exteriorul și interiorul. Deocamdată vreau să vă arăt la drum și la cum trage. O să facem și un 0-100 cu ea și să vedem totul. O nebunie de mașinuță. Merge foarte, foarte, foarte frumos. Pielea Alcantara pe ea. Dar o să vedem mai încolo puțin și interiorul. Salutare și vă randator și cu exteriorul mașinii. Începem cu cheia, o cheie extraordinar de frumoasă, mai rar așa de frumoasă o cheie. Mașina e un GLB, o struță cămilă pe benzină de 2 litri. Arată cam așa. Are o chestie foarte frumoasă, o semnătură cu LED aici și aici. O nebunie, restul sunt LED-uri pe faruri. Are un ornament foarte frumos, ai impresia că se aprinde aici. Inserțiile acelea nichelate jos, care sunt foarte periculoase la borduri. Dacă te bagi un pic mai aiurea cu ea. Au genți de AMG, e un kit AMG. Arată foarte, foarte frumos, după cum se vede. Aceste protecții de plastic ne dă impresia că e o mașină super mare, super luxoasă, super, 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 super. Camera are peste tot, are și aici și în față, în față mai exact e aici camera, lângă număr. Așa, tot felul de senzori de protecție la frânare. Vreau să vă arăt întâi în spate. Să vedeți cum arată pielea Alcantara, mult spațiu. Deci mi se pare super perfectă pentru o familie, e mașina perfectă. Totul e pe negru pe interior a Mercedes, adică stil luxos. Cu roșu, are tot ce înseamnă cusătură. O găsim și pe ușă. Îmi plac mânerele. Foarte frumoase, sunt niște mânere foarte solide cu butoane. Ai loc și de sticlă. Și de un pahar, e perfect, arată într-un mare fel mașina. Vreau să vă arăt acum și portbagajul. Și stopurile, cum îs, cu LED-uri, se aprind foarte frumos seara. Portbagajul, bineînțeles, electric. Cam așa arată el în interior. Mașina asta e nouă și de aia am toate astea aici. Dedesubt mai este ceva, acolo vedeți un woofer de bas. Părerea mea că arată un pic cam ciudat când te uiți acolo și vezi chestia aia, nu e chiar normal, dar asta e. Să tragem chestia asta, cam așa e el. Și să și închidem din cheie. Hai mă, acum, claxonează, se aude frumos. Cam așa arată ea. Și la interior, dar din față. Aici ai tot ce trebuie. Așa arată când te sui în ea. Are aici butonul Start Engine și porcăria asta de oprit motorul. Hai să dăm ok. Cam așa sună. Aici avem o tabletă cu care te joci și care are și funcție de vibrație. Foarte fain. Când în loc de click, la click ai vibrație. Foarte frumos se simte. Multe luminițe la bord, multe butoane. Aici are o semnătură cu LED. Foarte faină, care se schimbă. Aceeași chestie o găsim și la grilele de ventilație. Se aprind. Nu știu dacă se vede. Sper să se vadă.
Acum se vede. Poți să schimbi culoarea, poți să te joci cu luminile. Poți face foarte multe chestii din meniu. Eu vreau să vă arăt foarte scurt. Așa. Se și aude click, acel click, nu știu dacă... Acum. La fiecare click îmi tremură pad-ul ăsta micuț. Hai să vedem unde era mașinuța. Aici. Vehicle, lights. Aici și ai tot felul de chestii să te joci pe afară, cum vrei să se aprindă în interior, cum vrei să... tot felul de nebunii. Surround light, haide să vedem ce... Ia uite, are și lumini. Da, telefonul meu de serviciu, din păcate. Sper să nu fie cea urgent. Volanul arată într-un mare fel. Se simte bine, cu cusăturile aferente, tot ce trebuie aici. Arată într-un mare fel mașința. Sper să vă ajute când cumpărați una. Cei de la Sibiu ne-au dat o nouă, de la ei am luat-o de fapt. Sper să vă și placă tableta asta, dacă sunteți împotriva la tablete, nu știu la vară ce se întâmplă cu căldura din ea, văd că pe bord e un silicon foarte frumos, dar tableta asta cred că se va încinge, nu știu, sper să nu fie probleme. Ceva frumos. O să-l dezlipez mai încolo. Da, multe chestii frumoase pe ea, văd că am și padele pentru viteză, sunt tipic Mercedes, lux până la urmă. Și ceva frumos, văd acolo jos la pedale, se joacă lumina cum vrei tu și acolo, deci se poate și acolo. Sper să conteze ce vă arăt și să puteți cumpăra una, poate cât mai curând, de ce nu? Cam așa arată când e închis. De ce nu cât mai curând? O să mai fac review cu el, mașina acum e nouă, am luat-o din reprezentanță. Și undeva la un 2000-3000 de kilometri, poate și mai mult, vreau să mai facem un review, să vă spun și cum se comportă pe șosele. Baftă și sper să conteze încă o dată pentru voi acest review.